Cum vi se pare că arată orașul acum? Oribil! Neziua, cum arată Timișoara acum după topirea zăpezii? Mizerabil! Neziua, cum vi se pare că arată orașul acum după ce... Mizerabil! Mizerabil! Nici nu am cuvinte! Păcat că se plătesc taxe și impozite în un oraș așa mare și frumos să arate în halul ăsta. Acestea sunt răspunsurile timișorenilor când vine vorba de modul cum arată orașul lor. Străzile sunt necurățate de zăpadă, iar o mare parte din trotuare la fel. Zăpada s-a topit, iar peste tot sunt numai bălți. Neziua, n-aveți până unde trece? Da. Cum vi se pare că arată Timișoara acum? Groasnic. Prima nisoare în Timișoara a fost acum 2 săptămâni. De atunci și până în prezent nu se vede nicio schimbare făcută de autorități. Parcările sunt încă ocupate de grămezi de zăpadă. Zăpada amestecată cu mizerie. Timișorenii care își plătesc taxele și impozitele vor ca municipalitatea timișoreană să se ocupe de imaginea orașului. Cum arată? Da, ca după potop. Vă place cum stați cu picioarele în zăpadă? E chestie de bunul simț al fiecăruia dintre noi. Cei care locuiesc nu aici, că aici pare a fi ceva degradat. Dar ceilalți, primăria ar trebui să ia poziție față de fiecare cetățean care este contribuabil. Nu așa cum arată. Timișoara, față de celelalte orașe din România, este sub orice critică din punct de vedere a curățeniei. E o mizerie de nedescris. Timișoara este orașul mizeriei, nici de cum al curățeniei, ci că nu te pune cu timișorenii. Timișorenii sunt niște ciuribuli. Atât. Mai mult de atât, chiar că nu am ce să vă spun, că imaginile spun totul. La noi în Banat aici se întâmplă odată la 10 ani. Întâmplă odată la 10 ani, omul nu e conștient că trebuie să facă ceva. Deci așteaptă să facă altcineva. Ei, pe vremuri când știam noi și vorba eu zăpez de 2 metri, păi ieșeam și copii mici și cei în vârstă de 70 de ani și tot făceam o pârtie, chiar dacă era înaltă de 2 metri și tot desfânam drumul. Ei, astăzi suntem mai comozi. Încă 2 zile cu temperaturi mai ridicate și Timișoara va fi inundată. Odată cu încălzirea temperaturii în Timișoara, s-a topit și zăpada. Uitați-vă cum arată zonele centrale din orașul nostru.